Stai, 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 liniștește, păi avocat, nu te apropii nicăieri. Avocat, unde-i? Unde-i avocatul? Unde-i avocatul? Dar cum ați venit dimineața tare la ora 6 și 14 minute? Fără avocat, bă, ia uite, ia prit... Nu, te fa- nu faci cunoștință fără, eu nu-ți permit, Dima, Dima, eu nu-ți permit. Oameni buni, îi jale mare. 6 și 13 minute... Și de acolo ești șadă, ești ea, ești șadă. Așa să-i încresc, fără mine nu faci nici o mișcare. Fără mine nu faci nici o mișcare, așa să-i zice. Este copil mititier, băi, debililor, băi. Care te, care v-o trimis, băi? Avocat, aduci! Avocat, aduci în coașă, ia uitați, oameni buni. 6 și 13 minute, copil mic în casă. Așa să-i încresc, te rog frumos. Așa să-i zice, ea, stă liniștit. Hai, avocatul, unde? Ia uitați, oameni buni. Ia uitați-vă, noi, criminali. Au dosar penal? Nu vă gândiți că așa? Așa care mă întrebau unii icoană, ia câte vă. Care razniță? Voi ați intrat la 6 și 13 în casă. Ușile erau discuiete? Erau discuiete. Oameni buni, eu dorm cu ușile discuiete. Frate mi-o strigă, măscață în casă, nu înțeleg ce se întâmplă, a prins lunină. Doarme, mama. Da, iată așa, mă, ia uitați. Da, eu strigă, măscați. Oare 6 și 13 minute, oameni buni, dimineața tare, fără avocat, au venit la percheziții. Dar unde voi avocatul, măi, tu, măi? Auzi, dar tu nu te-ai fighit la 6 și 13 dimineața în casă. Copil mic, uitați-vă, oameni buni, cât suntem. Rușine, voi, în ce țară trăim, dar eu vă rog frumos, distribuiți să vedeți. Azi e cu mâini de mâini cu voi. Stai, liniștit, el nu fuge, nu sare de nicăieri, eu răspund. Un colaborator ești împreună cu dumneavoastră. Și cu voi, măi, tu, băi, ia uitați, oameni buni, ia uitați. Ia uitați-vă și fac e. Și cu voi, băi, tu, băi, dă-te jos, Dima, cam ușa, dă-te jos, Dima, mama, te rog frumos, îmbracă-te și dă-te jos. Doamne ferește, oameni buni, dimineața tare, nu la plahatniuc, ia uitați că 3-6, băi, 6-7, 7 și măscați. Au venit la percheziții. Au venit la percheziții, na. Doamne ferește, aduceți avocatul aici pe loc, facem percheziții, să vadă toată lumea. Ia ca dodonește, ai văzut? Ia ca dodonește. Păi ăștia stă Dodon încă. Ăștia stă Dodon. Dar unde e Maia Sandu? Dar și are Maia Sandu aici. Ăștia stă Dodon. Percheziții, au de făcut percheziții. Dar dracu și ei lăși. Da, e, da, arunca. Nu mai arunca. Cu ce telefoane, tăți că aveți toți telefoane. Și online și vedem care... Băi, închide căldură, băi! Îmbrăca la dâns o casă, oameni buni. Dar păi ei au dreptul peste tot. Și cât sunt de ăștia care fură, da. Furile, și ce fac și voi nică nu faceți, și așa voi intrați... Aici stai barul, ia că aici stai barul. Oameni buni, întâmplare care a fost, eu ieri am pomenit. Ei, Rășcanovca, și fășeță, ei, Rășcanovca. Că noi am scris plângeri dimineață și le-am dat criminalitatea. De unde, cum se numește barul? Hype, hype. Hype de la Atrium, oameni buni. Ia că asta e hype de la Atrium. Du-și o scoală pe mama, încet șorc să spăriți. Asta în viață nu vă stâlpuri. Da, du-și spune să speri. Ia o de aici. Ia că așa, ia că uitați-vă, fost copiii mei la hype. El cu soția, la 5 dimineața, atunci eu nu le-am făcut chinouri, oameni buni. Bătuți aici la hype, că la hype acolo așa e. Care are bani, trebuie descălțați de bani. Eu bătut, noi n-am făcut atunci, n-am făcut filmări, n-am făcut nică la fața locului, eram cu nepoțică. Și de sarmana e câte în casă. Doamne ferește, oameni buni! La hype, în loc să ia mâini pe și care fac... Nu, nu te întors. Întoarci fața în coașă, ieși șeți. La cameră șeți, că eu șed la cameră. Eu șed la cameră, eu nu mă întorc. Eu nu mă întorc de nicăieri. Da, unii cu măscață, că cineva să-i bată, să-i ușidă pe dânșe. Auziți, la percheziție eu venit. Închide ușa. Închide, băi, ușa, băi, că aici cumpără lemne, băi. Eu sunt caz. Asta-i casa lui. Noi ședem, teți în schinarea lui și eu șomer. Și frate, eu invalid și mama bătrâne. Te-ați ședeam în schinarea lui. Debililor, țară de debili, oameni buni. Asta e țară de debili. Dar și ne cheltuim noi lumina, auzi tu? Ia-n aprinde și le... Aprinde lămpi, și ne cheltuim noi lumina. Da.
Noi ne chem tu, eu nici nu a prins lunina, oameni buni, eu venit în casă și nu a prins lunina. Noi dormim cu ușile deschise. Ia că ți-o văzut banditaraia. Eu nu mă tem, bă, eu nu-s dodon cu bodyguards-ei. Eu nu-s dodon cu bodyguards-ei. Vreau să-i văd fețele. Aprinde-le luninile să-ți vadă fețele. Du-te, Valeria, mami, nu te teme, mami. Stai, da. Du-te că mușor să zvârlă pe jos narcotică, mușor să aprindă. Aprinde luninețele, măi, Dima, băi. Ia că așa oameni buni, uitați-vă, vedeți cum dornim. Așa care strigă că eu am milioane, așa care strigă că eu sunt plătit de cineva, așa care strigă că eu am bani cu toanele. Ia uitați-vă cum trăiesc eu. Eu ușă n-am unde eu îmi pun noapte, dar el îmblă pe ușă, că la dânsă o casă, oameni buni. Ia uite ce strigă. Prezentați-vă cum te cheamă. Hai, eu m-am prezentat. Nu, acum te prezinți cum te cheamă. Tu ai intrat dimineața tare într-o casă străină. Prezinte cum te cheamă. La efectuarea percheziției, proprietarul este domnul Dmitri, conform actelor. Respectiv, dumneavoastră... Prezintă-te cum te cheamă, trebuie să te audă lumea. Tu ai intrat într-o casă străină conform legii, prezintă-te. Ia că și faci dodon, oameni buni. Ia că să stăți dodoniști. Prezintă-te cum te cheamă. Prezintă-te cum te cheamă. Am un vieț? Nu ai treabă cu dinți până vine avocatul. Nu răspunzi pe loc. În fața camerei îți prezinți nini răți. Nini răți. Sunt ofițer de investigație și lucrurile poliției Roșcani. Rusul. Rusul, și cum te cheamă? Iuvinali. Ofițer de investigație. Iuvinali. A, uitați-vă, rusul. Prezintă-te cum te cheamă. Prezintă-te. M-am prezentat. Prezintă-te. Prezintă-te conform legii, trebuie să te prezinți. Eu am intrat în domiciliu. Tu ai intrat la ora 6 și 13 minute în domiciliu și trebuie să te prezinți. În minute tu ai intrat în casă. Prezintă-te cum te cheamă. Prezintă-te cum te cheamă. Prezintă-te cum te cheamă. Prezintă-te. Cărdăniuc Anton Constantin. Alexa Valentin. Prezintă-te. Este domnul Dumitru. Prezintă-te. Ia uitați-vă, oameni buni, la mine în casă, unde eu am construit, am investit, am îmblat pe Rusie și pe Italia și am investit în casă Tănas Bogdan Petru. Și am investit în casa asta, oameni buni, trăiește un frate invalid la mine acasă, trăiește o mamă bătrână de 80 de ani, trăiește o nepoțică de 8 ani, și tot suntem în schinarea la copilul ăsta. Noi toți trei suntem în schinarea lui Fșorniu, înțelegeți? A, uite, au venit la percheziții, oameni buni. Și să percheziționeze. Eu sunt casa mea și fac ce vreau, băi. Băi, eu am construit, tu du-te în casă la Măieta și fă la Măieta bardac, dar nu la mine acasă. Nu la mine acasă. Dar cum? Că nu te-nși acasă. Da. Îți vii, doamna avocat. Uite, îmblă, ies, între oameni buni, eu sunt cu ușile descuiete. Eu dorm cu ușile descuiete. Dar și ei, și ei plătesc căldura. Noi plătim căldura. Noi plătim căldura, oameni buni. În ce țară de criminalitate trăim noi? În ce țară? Au venit la percheziții 6 și 13 minute. Care intră în casa asta? Ce cu tine, băi, cu Măta să discuți la Măta acasă dimineața tare la ora 6 și 13? Nu să-i deschizi ușa lui Măta acasă și să discuți cu Măta. Auzi, eu sunt casa mea. Eu sunt casa mea care am ușit-o. Eu sunt cu pșoarele goale. Eu sunt cu pșoarele goale pic. Plitcă, ei bandiții sunt îmbrăcați, sunt călțați. Ia uitați-vă, ce telefoane toți la percheziție. Ce cu tine, te-ai huit la cap, scaune tăman în casă n-avem. Și lumea știe care a dormit la mine în casă. N-am scaune, n-am și le cumpăra. Vă pare că eu sunt bogătaș? Scaune lui ei trebuie. Dar noi nu avem scaune în casă, vă spun realitatea cum este. Noi nu avem, nu dovedim, ia că cum trăie să vadă lumea. Așa care strigă, unde e icoana? Ia ca unde e icoana așa care era în centrul Chișinăului. Iată așa, oameni buni. Încă fuge după Dima, nu cumva Dima să fugă. Dar unde să fugă Dima, băi? Băi, banditărai, băi. A fost copilul meu la haib, cu soția, cu vecinii, la o zi de naștere. Oameni buni, de doi copilași, unul de 17 ani, până în ziua de azi nimeni nu i-a depistat cine sunt, noi am scris la ora 5 dimineață plângere, i-a bătut, i-a rupt haine de pe dânsi, au făcut ce-o vrut din lumea asta. Și poliția de la Râșcanov, că am vorbit cu poliția de la Râșcanov, că și poliția îmi spune,
Copilașii ăștia, banditoii ăștia la hype, ei se duc și ademenesc pe oamenii bogați. Oameni buni, nu vă duceți acolo. Noi ne-am săturat de hype-ul ăsta. Ne-am săturat plus 4 baruri, cafenele și sele. O zic, Doamne ferește, acolo. A fost la o zi de naștere invitați. Ia că, și i-am zis. Și a fost la un domn polițist invitați. Să știți toată lumea. A fost la un domn polițist invitați. Și atât, s-a venit după hype, i-a venit la noi la percheziție, oameni buni. Dar eu i-am scris lui șeful de la hype, Mocanu. Băi, băiete, vreau să mă întâlnesc cu tine să știi ce se întâmplă la tine la hype. Vreau să mă întâlnesc cu tine. Poftim, pe percheziție dimineață. Dumneavoastră să fiți cam... Trei ore, cred că nu le juci să facă ce percheziție, oameni buni. Participant la percheziție. Respectiv, o să vă dau o declarație nedivulgare a datelor care vă se fac... Lasă că eu răspund cu date cu caracter personal. Eu răspund. Asta e copilul meu și eu fac tot public. Eu nu am ce ascunde. Voi aveți ce ascunde. Eu n-am ce ascunde. Și ați luat cunoștință, toate. Oameni buni, ieșiți din țară, dar cei care ați șest acolo, pe hotare, nu vă întorceți înapoi. Vă arăt realitatea din Republica Moldova. Comunicați și postați public. Asta e opțiune de urmărire penală. Dumneavoastră aveți drept să filmați. Provocat. Anchetătorii Ciocan au postat videourile tale. Da, pe dat caracter personal, da. Fără avocat nu vorbești deloc. Absolut deloc, niciun cuvânt. Tăcerea. Eu am drept să vorbesc. Aveți, tu ai tăcerea. Aveți drept să filmați. Nu mă întreba în casa mea și să fac. Să vadă lumea și se întâmplă în Moldova. Nu îmi spune și să fac. N-ai ce discuta. Avocatul pe loc de el are tăcerea. Dar voi să demonstrați la lume. Ce ați făcut amul dimineață? Dodon? Șor? Ia că Dodon Șor. Ia că Dodon Șor. Nu credei. Ia că Dodon Șor. Da. Oameni buni, a cincea percheziție în Moldova. Când mama ți-a dus de câte ori, băițel, hădem din țara asta. Tu n-ai ascultat niciodată. Eu mă țin de țara asta datorită ție, că nu te-am lipădat. Dar dacă nu avem COVID, cum a fost așa? Dar și doare te COVID, care COVID? COVID-ul e zarabotă. Care COVID? Distribuiți, oameni buni. Dimineața tare, la 6:13 minute, o intrat tăți, fratele începe să striga de jos, el doarme jos, el e invalid, el sus, nu se poate suie. Măscați-i! Păi eu zic, stă ieri, luași la liniștit, deschid răb de ușă și spun, băi, îmbrăcați-vă, că suntem goi, în casă e cald, noi la doilea etaj trăim, e foarte cald. Zic, îmbrăcați-vă, că suntem tăți dezbrăcați din cameră, care și cum? Dar am o nepoțică de 8 anișori. Și are copilul și ala acum, sărmana, voi vă dați seama. Mama, te duci la te-a la mamă și... Da, e speriată, dar cum, dar e vreau să ia ca să ne... Mama mea să... Da, Doamne, să nu se întâmple nimic, dar vai de capul vostru, vă distrug pe tăți. Aveți mame, aveți bunici acasă? Aveți unii v-ați pornit ai tălharilor, băi? Ai tălharilor la Maria Olari v-ați pornit prin copil la Maria Olari? N-ai nici cu mine, dar și-ai cătat la mine în casă. Casa asta e construită de mine și-i dăruită în viață la copii. În viață am dăruit-o la doi copii, că eram foarte bolnavă. Și am zis, eu nu să știe cât o-i trăi, dar copiii mei să nu umbli să aibă problemele oamenilor care le are oamenii în ziua de azi. Cum spune ieri unul la Procuratura Generală, care a lucrat la ecologie, le dau foc, Marie, eu le dau foc. Bine-i să faci, eu tot le dau foc. Și faci, amul ieri să faci, să-i dai foc și să ieși, te duci din țară. Să nu-ți faci rău deloc. Oameni buni, tineretul, poliția, tineretul, unde s-a pornit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fără avocat. Oameni buni. Efectuarea percheziției, primul. Domnul Dmitri, eu o să indic pe toți participanți la percheziție. Dmitri și mai... Așa e uvernic, nu faci tot. Dar cum? Dar și... Fără avocat nu vorbește. Nu are dreptul fără avocat. Tăcerea. Tu ai venit aici pe toate datele deja informate. Te doare urechile? Lumeta să-i spui cum te-ai educat. Să intri în casă străină. Te-ai văzut ment deja? Da? Ia uite, pe fară, îmblă tot. Și așa cu dânsii, băi, oameni buni, ia uitați. Încălțați. Da. Du-te și dă drumul la câini. Du-și dă drumul la câini, băi. Băi, Ionel, du-și dă drumul la câini. Ionel. Automat. Și dacă au automat. Du-te mai și dă drumul la câini, băi. Du-și dă drumul la câți câini acasă. El zice că e vreodată numărat. Eu mă duc eu afară. El nu duce afară la liceu. Bă, dar poate să-ți intre în casă când să șezi. Da, și copil mititel de 8 anișori, oameni buni. Cu asumat. Cu
Da, pe cum? Dar prisăcarul e lătoare, că îl sutrează prisăcarul. Eu și mă sperie, dar voi și faci să fie. Dar nu știm ce procuror, la Rășcanovca. Procurorul de Rășcanovca, mintaraia de Rășcanovca, e câtă-i. Cu automat, arată automat cum vine în casă. Dar lasă-mi ei cu 10 automate. Da, și mai urmă. La Dodon, du-te, băi, cu mijloace speciale, băi, la Dodon, la Șor, la Plăhatniuc, la Filat, ei, nu la Maria Olari, băi, Maria Olari n-are nimic, băi. Ei, vai de capul ei, Maria Olari, să vadă lumea. A să-mi pus câine, dacă îi dau drumul. Ei, ești casă. Nu știi de drumă să-ți câine. Lasă-i fără mine, nu mă interesează. Lasă-i fără mine. Da, e că și în ce țară trăim. Dar știi ce mi-a spus? Un ment, cum îl cheamă ment celălalt de Rășcanovca, care a zis, ce-și v-am păcat? Cum îl cheamă? El e? Aici? A, tu îi trimă să-mi păcat. Tu nu-i trimă, aici să-mi trimă să-mi păcat. Mi-a sunat, eu i-am sunat și i-am spus, băi, ăsta-i copilul meu. Cine-i tațul? Cine-i tațul, spune. A, și nu-i tasul ăla. Duceși v-am păcat. E că istamentul ne-a trimis la împăcat. E că istamentul... Îmi prezint încă o dată cum puteam să știi lumea. E că istamentul ne-a trimis la împăcat. El e râjii. El e râjii. Da, el are... Te duci ziua să faci un crug în parcare la comisariat, la sector? Dar eu știu, Dar eu nu-i spus polițiștii, nu-i spus de Rășcanovca, ne-am săturat de hype. Ne-am săturat de hype, Mocanu, șeful de la hype. Iau ce-ai făcut aici la mine acasă. Asta oameni buni s-au dus și au făcut o zi de naștere la un ment. La tot un ment. Copilul meu a fost invitat la un ment. Am ușa să dau numele și la mentul și ala. Tot e ofițer. Tot e ofițer. Ca și dânșii. A fost, asta e și la ora 5 dimineață. Acolo s-a iscat o bătaie, copilul meu bătut, vecinul bătut, la ora 5 dimineață eu eram la Rășcanovca și dată a fost în noiembrie, 6 noiembrie era? Soția? Valerie, când ai tu? Sora, este și soția. Dar ce trebuie să-i răspund, Valerie, cine? Ce trebuie să-i răspund, cine ești tu? Cine te crezi tu, băi, cine te crezi tu, băi, și-o întreagă tu pe fiecare mea, cine ești eu, băi? Cine ești tu, băi? Avocatul nu spune nimic. Păi, dar n-ai înțeles, Ghini! Cu cine-ți fac cunoștință, băi, banditule, băi? Nu răspundem măcar cu capul. El face ca și Gaiu. Dar cum? Ieri dimineață era pălită doamna, nu mai fost poliția, oameni buni. Am arătat dimineață, nu mai fost poliția, e farmată, sarmană, toată de la ulaltă. Dar instamentul ne-o trimă să ne împăcăm. Cu așa al care a fost bătut copilul meu, să ne împăcăm cu dânsul. Că în acea mență îi ne arată nouă mascață și pădă unde trebuie mascat, era trei mascat. Dar să iau să unul șerim mașină sau șerim afară. Unul intră, unul iese. Valeria, du-te la babușcă. Pașii. Nu, în țara asta ieșiți oameni buni, din țara asta ieșiți. După asta cred că și noi nu mai șerim în țara asta. Ia dă-i o candeapă. Dă-i o candeapă, că mi-a stat rău, i-am chemat ambulanță. Mi-a stat rău, oameni buni, la 6:30 și dimineață fratele strigă, mascați, săracul. El de ghere, el nu se mișcă, el de ghere merge, mascați, dar tu nu știi care mascați. Noi dormim cu ușurile scuiete. Așa e bandiților. Eu nu-s Dodon cu bodyguards, ei. Ei, bandiților, ați lăsat ușurile scuiete și ați intrat fără să vă permiteți. Că eu n-am ce ascunde. Oameni buni, eu n-am ce ascunde. Ia uite, lumea trebuie să ducă la lucru dimineață. Ia ca Inga, tu ai fost la mine acasă, ia spune-le. Bandiților, spune-le. Aici sunt percheziți, că aici mentul ne-o trimăs, dușești v-am păcați. De ce mentul? Ia spune, de ce să ne împăcăm? Da, dar eu am telefonat cu tine. Eu te-am sunat pe tine și ți-am spus. Am spus că informații nu... Ia ca mentul ăsta ne-o trimăs, dușești v-am păcați. Copilul meu rupt hainele de pe dânsă, vecinul rupt hainele de pe dânsă, s-a dus la hype la Udere Răjdenie, la un ment, oameni buni. Mentul i-a lipădat acolo la hype și s-a trezit bătuți acolo. Înțelegeți? Ei bătuți ca să nu pornim noi dosar penal. Deja este dosar penal. Dosar penal deja este, înțelegeți-o rău?